Ascultați vorbele măritului domn Ștefan cel Mare și Sfânt, apărător al țării, al neamului și al creștinătății, adresate curților europene la anul 1475. Facem cunoscut domniilor voastre că sultanul a trimis în țara noastră și împotriva noastră o mare oștire în număr de 120.000 de oameni. Auzind și văzând noi aceasta, am luat sabia în mână și am mers împotriva dușmanilor. I-am biruit și i-am călcat în picioare și pe toți i-am trecut sub ascuțișul sabiei noastre. Sfântul mare mucenic Gheorghe, învingând balaurul, tronează de-a pururi pe steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare și Sfânt, ca apărător de oameni, de biserici și de holde, și a tot binele și tihna la care a năzuit necontenit acest popor, atât de greu încercat. Marele voievod Mihai Viteazul a unit pentru prima dată în istoria noastră toate meleagurile române. Inspirat de încrâncenarea bătăliei de la Călugăreni și de măreția gestului eroic al domnitorului român, pictorul Teodor Aman amintește în veac puternica unitate dintre voievod și ostașii săi în numele libertății și dreptății. Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia împlinește un gând secular. Marea unire a românilor. Fiecare dangă de clopot e un strigă de bucurie reverberat în conștiința urmașilor. Și în același timp, un bocet care plânge sfârșitul năpraznic al marelui voievod. Dușmanii i-au tăiat capul. Aceeași soartă a avut-o și Tudor Vladimirescu. Capul i-a fost aruncat într-o fântână. O lacrimă se desprinde din fântâna ce și-a stricat rostul prin silnicie străină. Pe obrazul lui, ea strălucește ca un strop de apă vie. Fresca eroică ne reamintește de chipul luminos al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ales la cârmuirea țării, împreună de moldoveni și de munteni.